Ok, bun, deci eu sunt Clau și bine v-am găsit la un nou episod din Întrebări și Răspunsuri cu Clau. Să începem! Ce youtuber îți plac? Sincer să fiu, îmi place Codrin Bredea și Isman The Show, ăla e cel mai tare. De ce te-ai apucat de YouTube? Pentru că mie îmi place, am văzut la alții, mai ales m-a impresionat Smenta și cu Geo. M-a impresionat și am încercat și eu să văd dacă pot încărca videouri. Și am reușit. Și bă, că am făcut bine și sper ca să vă placă tot ce fac. Ai prietenă? Da, să știi că am, nu cred că e oficial, dar cred că, da. Ce serie o să urmeze după acest clip? O să urmeze între provocări nebune cu Clau și după mai vedem noi. Te prinde ce trece prin cap. Câți prieteni ai pe Facebook? Păi asta am spus și data trecută. Am 300 și aproximativ. Data trecută m-am uitat pe tabletă și am văzut aproximativ acum 9. Este dusă la reparat din cauza că mi s-au stricat harddiscurile. Așa că vă spun de pe acum că o să încerc să mai filmez videoclipuri și mai multe chestii, pentru că vreau like-uri. Vreau multe chestii, multe și vreau să ajung printre puținii vloggeri de pe YouTube în rang sus. Să continuăm filmarea cu întrebări. Radu Răducu mă întreabă câți ani ai? Am spus 12 ani jumate și nu mă mai întrebați pentru că nu o să vă mai răspund. Claudiu mă întreabă unul, de ce ești îmbrăcat în același tricou de la primul episod? Pentru că așa am apărut în primul, așa vreau să apăr până la ultima serie din întrebări și răspunsuri. Și după o să iau alte tricouri care o să le-am imprintate cu Claudiu și mai multe chestii. Când apare seria cu provocări și alea la antip. Provocările mai, de exemplu. Păi eu aș spune de peste 2 săptămâni, atunci o să am timp. Acum, de exemplu, să termin seria cu întrebări și răspunsuri. După o să termin și seria cu provocări nebune cu Clau. Așa. În ce clasă ești? A șasea. Cât de bine te înțelegi cu copiii? Păi simt ce să fiu din cauza cabaritului meu, adică burticii. 50% mă înțeleg cu fetele și 45% mă înțeleg cu băieții. Pentru că băieții știți cum e, sunt mai răi, mai aroganți, fetele sunt mai înțelegătoare, mai... Și acum avem niște fete noi, care chiar mă enervează și alea starele rele. Am avut fete mai de mult în clasă, de la clasa 1-4. Alea stare înțelegătoare cu noi, alea care au venit acum de la 5-6... 5-8, scuzați-mă, îs de la propi, cum se numește aici la noi, și stare rele. Alea nici unul nu le bagă în seamă. Numai alții mai mari care s-au întâlnit cu ele. Și stare așa de rele încât nimeni nu vorbește cu ele. Ce jocuri îți plac? De exemplu, mie îmi plac Assassin's Creed 3, Wolfblood este. Îmi mai place și ăsta, Watch Dogs. Very funny. Sunt jocuri care le joacă mai ales Geo și îmi plac. O să le încerc și eu, o să fac serii și la jocuri. O să știi că nu cred că voi face serie la Assassin's Creed pentru că calculatorul mi s-a stricat. Și am nevoie de hard disk nou. Și deocamdată nu am bani pentru ce să strâng bani ca să... Mi-au hard disk nou. Acum cu sărbătorile să văd și eu cât fac, câți bani. Mai pune maică-mea, taică-miu, bunic-mea. Și cred că o să-mi iau calculator nou sau hard disk nou și o să încep să fac serie la Assassin's Creed. Ce categorie de filme îți place? De exemplu, mie îmi place mult Cimitirul Animalelor. Îmi place Chichician. Mai mult filmele polițiste. Filmele de acțiune, filmele de groază, în special filmele de groază când mă uit, stau și până la 3 noaptea și tot mă uit la ele.
Niciodată nu am visat și niciodată nu o să visez, pentru că așa s-a obișnuit din mic să mă uit la filme de groază. Mai ales la Cimitirul Animalelor sau mai era niște filme cu vampiri, cu fantome, cu de-astea mă uit. Știi că îmi place foarte mult. Cam și asta a fost pentru ziua de azi. Vă rog să lăsați multe like-uri, că mă motivează să fac această serie până la capăt, cam până la episodul 7. De la episodul 7 o să încep cu provocări nebune, cu Clau, pa, v-am pupat!